Și-a dedicat viața scriind despre viețile apostolilor și sfinților, iar acum a fost răsplătit pentru munca sa cu cea mai înaltă dovadă a aprecierii din partea bisericii. Scriitorul moldovean Ion Vicol a fost decorat cu distincția Crucea Mitropoliei Basarabiei pentru mireni, pentru merite deosebite în promovarea creștinismului ortodox. Ion Vicol a adus în literatură sfinții și mucenicii care și-au dat viața pentru Evanghelia lui Hristos. Ultima lucrare a prozatorului, Noaptea Sfântului Andrei, este un roman istoric și patristic care s-a dovedit a fi opera de vârf a scriitorului. În 2013 a primit diploma de onoare și medalia de aur Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, din partea Patriarhului României. Astăzi, scriitorul a fost decorat și cu cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Basarabiei. Vrednic este! Vrednic este! Au pus cu penița viețile și activitățile apostolilor, pentru că ele sunt spre folosul nostru și spre folosul bisericii. Dorim ani mulți și mai departe să scrie. Le-a fost parcă dat uitării, nu de biserică, de lume. Și spre uimirea lui și a multora a fost că el să ne spună cine a fost cu adevărat apostolul Andrei. Această distincție, eu nu o să o păstrez într-un loc special. Eu o să o port întotdeauna cu mine. Oriunde mai afla, făcând fapte bune, mărgând și făcând milostenii, crucea Domnului, asta e, cum a spun eu, e a doua inima mea. Și așa cum îmi port inima cu mine, așa voi purta și crucea. Scriitorul a donat Mitropoliei Basarabiei 50 de volume din ultimele sale creații. Autorul spune că își scrie cărțile nu doar pentru cititorii de azi, dar și pentru cei de ieri și mâine. Mă stărui să spun adevărul. A scris despre sfinți, despre Maica Domnului, e un lucru deosebit de mare răspundere. Prin operele sale, Ion Vicol a creionat o epopee a nașterii poporului român, epopee la care a visat însuși Eminescu în poemele sale dacice. În prezent lucrează la romanul Îngerii Bizanțului. Crucea Mitropoliei Basarabiei este acordată credincioșilor care au merite incontestabile față de biserica românească din acest spațiu. Este a doua distincție acordată unui scriitor din Republica Moldova. Anterior, aceeași distincție a primit-o scriitoarea Augustina Șiman, prima femeie din Republica Moldova care a primit acest ordin.